Am o Italia, nu e bambino.
pentru Dorin Nemciu, frate pentru Madrani, pentru Șentaru, pentru Dumnezeu nostru scumpii, pentru Ferma, toată lumea prezentă în urmă, toată lumea lăsa frumoasă, hai urmați în forță, de la scumpii, pentru Dumnezeu lui Rani 50 de urme, Pumatru Noibu, Pumatru Șentaru, Ferdinem Pumatru Șentaru, și verim lui toți 50 de euro peste număra. Pumatra Mare, hai vă noroc! Aștept să treacă mașinile, le iau pe toate. Iar. Lasă-o bă aici. Ridică-i geamul pe spate.
Să cunoască că Tu ești un Dumnezeu. Dă-i să umble în toate poruncile Tale, că de va face omul acesta va fi viu. Scrie-l pe dânsul în carte vieții Tale și îl împreunează cu turma moștenirii Tale, ca să se preaslăvească de dânsul numele Tău cel mare, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și în pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, ceartă-te pe tine, diavole, Domnul cel ce a venit în lume s-a sălășuit între oameni, ca să stupe pe tirania ta și pe oameni să-i izbăvească, cerce pe lemn puterile potrivnice a biruit, soarele întunecându-se, pământul clătinându-se, mormintele deschizându-se, trupurile sfinților spulându-se, teme-te de Dumnezeu, ești depărtează la zidirea ta aceasta, să nu te întorci, să nu te ascunzi în el, ni să-l întâmpini, teme-te de Dumnezeu cel ce șade pe cheruvim și caută spre adâncuri de care se cutremură, îngerii, arhanghelii, scaune, domnile, începătoriile, ești depărtează la zidirea ta aceasta cu toată puterea ta și cu toți slujitorii tăi, că s-a preaslăvit numele tău cel mare, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Dumnezeule cel Sfânt Înfricoșător, care este toate lucrurile și întăria Lui ne-a adus și nepătruns, care mai înainte ți-a rânduit ție, diavole, pedeapsa multe de veci, prin noi slujitorii tăi. Îți poruncește ție și la toată puterea cea împreună lucrătoare cu tine să te depărtezi de la cel însemnat cu numele Domnului Iisus Hristos, de cel ce a așezat pământul pe temeliile lui și nu se va clătina în veacul veacului, ești depărtează la zidirea ta aceasta, că puterea este a lui Hristos, Dumnezeu nostru, împreună cu Tatăl și cu Fiul și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Depărtează de la dânsul pe tot vicleanul necuratul Duh care se ascunde în inima lui. Depărtează de la dânsul pe tot vicleanul necuratul Duh care se ascunde în inima lui. Și fă-l pe el, oaie cuvântătoare, turme cele sfinte, mădular cinstit bisericii, fiu și moștenitor al împărăției tale, cu harul și iubirea ta de oameni, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Așa, eu vă întreb să spuneți.
te lepezi de Satana, de toate lucrurile lui, de toată trufia lui? Mă lepăd. Toți. Te lepezi de Satana, de toate lucrurile, de toată trufia lui? Mă lepăd. Te lepezi de Satana, de toate lucrurile, de toată trufia lui? Mă lepăd. Te-ai lepădat? M-am lepădat. Te-ai lepădat? M-am lepădat. Te-ai lepădat? M-am lepădat. Suflați cu ipați de trei ori în semnul crucii, așa. Toți. Ne întoarcem cu fața. Hristos, mă unesc cu Hristos. Te unești cu Hristos? Da. Te unești cu Hristos? Mă unesc cu Hristos. Te unești cu Hristos? Mă unesc cu Hristos. Te unim cu Hristos? M-am unit cu Hristos. Și crezi Lui? Părașul Dumnezeu. Cine spune crezul? Cred într-un om Dumnezeu, Tatăl Atopțitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. Și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină de lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogărât din cerul și s-a îndrumat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Porțiu Pilat și a căzumit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a suit la cerul și șade de-a dreapta Tatălui și iar va să vină cu slavă să judece vii și morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-unul Duhul Sfânt, Domn de viață Făcătorul, care din Tatăl cruceze, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este încinat și slăbit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Te-ai unit cu Hristos? M-am unit cu Hristos. Te-ai unit cu Hristos? M-am unit cu Hristos. Te-ai unit cu Hristos? M-am unit cu Hristos. Și crezi Lui? Și cred Lui, ca unul împărat și Dumnezeu. Și te închin Lui? Și mă închin Lui. Închinați-vă. Mă închin Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Așa veniți cu mine. Celăciune, să se îmbrace în cer nou zidit după chipul Hristosului tău, că ție se cuvine toată slava, cinstea și înțelepciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ce aveți, doamne, cu băiatul?
Amin.
Ridică-ți la mine. Ce mi-ai venit tu, mi-ai rudit lui? Thank you.
să mi-ai să vezi cum să făcească. E și gata să amăcească. Hai să mi-ai să vezi și rog să mă lăgă. Și gata să mă lăgă. Să amăcească.